Președinta Sindicatului Medicilor din Spitalul Roman, doctorița Gabriela Popovici, este de părere că medicii trebuie să fie sprijiniți de către Ministerul Sănătății să participe la forme de perfecționare profesională în vederea perfecționării absolut necesare practicării profesiei. Cu sau fără aceste puncte care sunt obligatorii prin Colegiul Medicilor. Noi, ca medici, trebuie permanent să ne punem la punct cu ultimele descoperiri în materie de specialitate. Cu tot ce se întâmplă, este problema de socializare și de informare rapidă. Altfel, rămâi plafonat la nivelul anilor 1990, toamna când ai terminat specializarea, de exemplu, și nu mai știi nimic ce se întâmplă, te faci de râs și atunci și adresabilitatea pacienților este foarte scăzută, deci câștigul tău este foarte redus. Fiecare participare la o manifestare științifică, congres, curs de perfecționare, contează pentru medici sau asistenți în obținerea de credite necesare obținerii dreptului de liberă practică medicală, care se acordă anual de către Colegiul Medicilor și Farmaciștilor.